Poetul de azi singur se încurcase rău de tot, dar de cum s-a îndepărtat de acest viciu boemic și singular în felul său, poetul de azi își privi zilele în față și se îndreptă și astfel îmbrățișă o altă singurătate. Din câte se cunoaște, aceste două singurătăți astăzi fac un tot întreg. Sunt împreună singuri. Să vedem cu ce a trăit poetul de azi singur cândva. Muntele, cenorii străpunge, râul ce pașnic curge, marea cu răsăritul uluitor, aerul proaspăt și îmbătător fac parte din sufletul tău și al meu. Izvorul cu ape vii cristaline, lanul de grâu inundat de lumină, vântul hămat la care cerești ochii, aceste minunate ferești fac parte din sufletul meu și al tău. Sărutul ca o rană adâncă, cerul în care îngerii cântă, tăcerea ca o ușă închisă, cavoul priveliște tristă, fac parte din sufletul tău și al meu. Credem că de aceste minuni are parte doar sufletul tău și al meu, dar nu e nimic de adevăr mai departe. Totul e parte din Dumnezeu. În cafeneaua pustie, de tine, iubito, mi-e trist, de ochii, de buzele tale, de micul nostru Paris. Argintul zăpezilor toate nu ne-or crea ideal. Spre mare, ca frunza pe ape, plutim conduși de un val. E ironia soartei, o iarnă de carnaval. Uite, dragostea noastră începe abia la final. Cântarea mieilor poate topi vasiberii din noi. Luna despică ape, destinul împărțindu-l la doi. Despre singurătate vorbeam. Acestea sunt doar două poezii în singuratul lui Gheorghe Griu, actor, poet, născut în septembrie 1961 în satul Ciucurmingir, Cimișlia. Între anii 1980-82 a studiat la Institutul Superior de Teatru Șciuchin din Moscova, apoi la Gerasimov din Moscova, așa zisul și cunoscutul Vghic. Devine actor la studioul Moldova Film și joacă unul din rolurile principale în filmul Ar fi avut o altă soartă. Să vezi un titlu providențial. Ce zici, domnule poet? Filmul i-a adus faimă, a luat premiul pentru cel mai bun debut, cel mai bun rol masculin, la Festivalul de Film din Chișinău 1983. În scurt timp, Gheorghe Griu a devenit una din vedetele cinematografiei sovietice în anii 1980. În fine, în anul 2005 avea două cărți publicate pe care le-a depus la Asociația Scriitorilor Noștri, Uniunea Scriitorilor, și nu a primit răspuns nici până azi dacă ia ori nu carnet. Nu mai am nevoie, Dumitru, îmi spune Gheorghe Griu, și îl înțeleg, dar îl și cred. Deși poate are rost să mai încerci odată, stimate poet Gheorghe Griu.